Răduț a antrenat o săptămână cu Pandurii la Poiana Brașov și acum e cu restul colegilor în Austria. Fostul stelist e încântat de primirea pe care i-au făcut-o noi colegi. Foarte bine, mă simt minunat, băieții sunt, m-au primit așa cum trebuie și mă bucur că am ajuns aici. Sper să am evoluții cât mai bune și să se mulțumesc pe cei din conducere care au avut încredere în mine și m-au dorit la echipă. Răduț a lăsat Steaua pentru Pandurii ca să prindă mai multe meciuri. Nu a venit însă degeaba la Târgu Jiu. Vrea să-i ducă pe Gorjeni chiar în Europa League. Da, mi-aș dori să continuăm jocul bun care l-au practicat în sezonul trecut și de ce nu să ajungem cât mai în față pe un loc de cupele europene. Răduț nu uită nici de Steaua și le ține pumnii foștilor colegi în lupta la titlu. Sper mai puternică, mai bine organizată și sper să facă un lucru frumos anul acesta, care nu l-am mai reușit de vreo 6 ani, și să câștige campionatul. Răduț împrumutat de Steaua la Pandurii pentru un sezon în contul transferului lui Pintili în Ghencea.